Grecia în vacanță cu capul spart sau nu, o să vedem. Anda Ghiță. Ce faci, măi, doamne, în aceeași formă absolut senzațională, doamnelor și domnilor, când apare Anda, pac, începe... Ne luăm, sau nu ne luăm, dragă, nu ne mai luăm. La vârsta asta suntem luați și cu asta, pe asta. Ce să ne mie mai era așa de drag că te revăd după atâta timp. Da, dragă, și mie mi-este foarte drag, doamnelor. Dar așa, de la distanță. De la distanță. Anda Ghiță în aceeași formă absolut senzațională. Într-o perioadă era cunoscută ca fiind soacra lui Pitbull a tot direcției. De asta l-am folosit și pe el puțin pe acolo. Pe de altă parte, Anda între timp a intrat în televiziune, a apărut în reality show-uri, face, drege. Da, trebuia să dați și imaginea asta, pentru că Anda sfidează trecerea anilor. N-ai nicio treabă, pe cuvântul meu. Deci nu trece timpul peste tine, neam. Dumnezeu ne dă ceea ce merităm. Aha. Și atunci, suntem accidentul ăla ce era să mor, de ce ți l-a dat? O fi fost o lecție, a fost ceva. Bă, mai potolește-te, bă, că ai și tu o vârstă. Și pe tine, mă scuzați, te-am mâncat să te dai pe băzdăgănile. Dar mă mănâncă și acum. Eu mâine dimineață plec la mare, la noi. Am înțeles. Hai adică... să explicăm câte avem, câteva imagini de vacanță. Unele între... Uite, dacă vrei, uite la Olimpac, te ducem aici, e frumos. Am fost, nu mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Mă rog, treaba lor. Nu comentăm, mergem mai departe. Iată, avem aici ce făceam, ce făceam noi aici. Aici erai înainte să te dai cu capul. Să dă... da, eram în figuri. Aici erai în figuri. Da. De fapt, ce vroiai tu să faci cu schijetul ăsta și schijetul s-a împotrivit? Eu nu am avut nicio intenție rea. Da, el? Nu, cred că eu am avut până la urmă o intenție rea să-i dau cu capul. Așa, deci ai plecat și după aceea te-ai dus. Aici era instructorul, nu era soțul matale. Nu. Aici este tipul de... care se ocupa de clientelă și punea, pentru că ai o siguranță la mână în momentul în care cazi să poată aici să se oprească motorul. Ca să vedem unde. Aici suntem în Bodrum, la un hotel superb. Bravo. All inclusiv la carte. Bravo. Așa, și a pornit Anda noastră, dă-i. Anda a pornit în picioare și cu niște figuri, dar eu nu am vrut să am figurile până la capăt să mi le țin. Ne sparge, wow, ia uite frumos. Nu erau valuri. Nu erau valuri, chiar era o mare liniștită și așa. Nu am vrut să mă ud te-ai pe dus, păr. Te-ai dus, ai ajuns la bulgar, ce ai făcut? Nu, m-am te-ai dus. Întors, deci noi am vrut să facem n-am program artistic. N-am vrut să fac mari... Așa, și ai mers. N-am vrut să impresionez. Așa, te-ai ridicat în picioare. Meserie, mă, păi da, tu ești mare, mă. Și te-ai mai ridicat până când ai dispărut, nu? Sau ce ai făcut? Ia, una, două. La mine a fost lovitura prostului. Ia să vedem, ai venit către mal și... Și... Ia să vedem, doamnelor și domnilor, uitați-vă bine. Să vedeți că la un moment dat dispare. Una, două, apa, așa. Și... Acum ai vrut să dai tare, nu? Ai dat tare. Ceea ce făceam aici era o plimbare chiar foarte liniștită în comparație cu alte plimbări pe care le-am făcut. Am înțeles. Pe marea noastră. Ești aici, da. Chiar am vrut să fiu foarte liniștită pentru că nu am vrut să mă ud la păr, nu am vrut să cad în apă pentru că Marea Egee este mai sărată decât a noastră. Așa. Și atunci te mai ustră ochii, nasul, în fine. A fost o mică căzătură. Deci aici am căzut foarte... Și nu mai e. Dar mai bine săream mult mai departe de schijet decât lângă el. Pentru că în momentul în care eu am ieșit cu capul la suprafață, exact colțul și cu toba de eșapament m-au lovit în frunte colțul de la... De mai la schijet, ceva? Dar am semn. Cum? Acum văd, da. Am semn. Da. Și toba mea a făcut o gaură așa, un buzunar aici, deasupra buzii. Culmea e că nu... Sânge, chestii, socotezi. Deci, să spunem celor de acasă, un impact mare emoțional ăsta cu sângele, pentru că mie fața nu mai mi se vedea de sânge. Mamă! Deci mie fața nu mai mi se vedea de sânge. Bun, nu mai dați de la capăt că murim da, aici. Da, nu, bun. N-are sens, n-are rost. Am înțeles, bun. Șmecheria se plătește. Ai strigat, așa, da. Prostia și domnia se plăteau pe vremuri. Domnia, a fost domnia aici, da. Se mai plătește șmecheria. Ia uite. Dumnezeu. Doamne, Dumnezeule, da, într-adevăr. Vine bunica Daisy. Bunica nebuna. Da, asta era nora mea. Da. Care se mira de mine, i se făcuse un gol în stomac. Noi lăsasem copilul la grădiniță. Dar te-au cusut aici sau ce s-a întâmplat? Mi-a pus un lipici chirurgical ca să nu folosească copci și să rămână mai rău. Așa? Pentru că nu se putea opri sângerarea. Te-ai dus la spital? Da, am fost la spital.
Aha. Dar ce e aici este așa, primul ajutor pe plajă. Am plecat pentru că sângerarea era abundentă și m-au dus în Bodrum la spital, la o clinică cu care lucra hotelul și au cusut în ghilimele. Mi s-a pus un lipic chirurgical, după aceea m-au pansat. Și hai, du-te la loc. Și după ai apucat să faci vacanța sau mai câte? Dar cum? Nu, deci m-am întors la hotel, eram puțin așa amețită. M-am dus în cameră, m-am spălat, m-am fardat pe bandaje, pe toate cele și m-am dus la restaurant. Cum? Mi-am continuat vacanța. Dumnezeu mi-a ajutat și m-a ferit de ceva mai rău, pentru că puteam să am o față desfigurată. Și aici, aseara înainte, nu? Nu, după. Uite, acolo deja aveam un mic bandaj. Mă scuzați, nu ți-a ajuns și acum ce vrei? Aici este o secvență de tandrețe, doamnelor și domnilor. Întoarcerea în Laguna Albastră cu Anda Ghiță și soțiorul, 25 de ani de activitate neîntreruptă. Nu, 28. 28? Eu am făcut nunta de argint la 28, că la 25 n-am putut. Că botezuri, chestii, trestii. Am priceput și... Domne, explică-mi dacă și nu ne jucăm, dacă nu ne trăim viața. Tu mănânci ceva? Dar eu mănânc, uite, ăsta? Chiar acum după ce plec de la voi din emisiune. Acum a mâncat el puțină papară, i-ai băgat și două picioare în așa? Păi eu sunt fata lui, el e tăticul meu. Da? Da, n-ai și prea. Eu câteodată sunt mama lui. Și suntem și frățiori câteodată. Bravo. Dragoste mare, e frumos. Bravo. Și nu ți era frică să mai dai vreun capul de vreun caldarâm ceva? Poate să dau cu capul lui sau ce, eu știu ce-i mai... Păi na, de exemplu. Dar nu poți să trăiești dacă ai pățit ceva, să trăiești cu frica, aoleo, fierul rău nu se lasă, doamnelor și domnilor, n-ați văzut așa ceva. Temperament puternic, Anda, dincolo de orice glumă, dar și o femeie puternică a reușit lucrurile pe care le-a făcut în viață, tocmai pentru că a avut această fire foarte, foarte tare. Bun, hai că mai avem niște secvențe la un moment dat, deci înțeleg că pitbullul n-a fost cu voi de data asta. Nu a putut să vină cu noi, ei pleacă pe 2 august în vacanță, el a trebuit să aranjeze pentru că aici are niște gale. Tău, da? Este băiatul, am luat, pentru că acolo în hotel sunt niște mașinuțe care te iau și te duc dacă nu vrei să mergi, ești mai sedentar. Bine, eu n-am problemă cu mersul. Era mașinuța de golf. Da, astea sunt, le chem la cameră, vin, te ia, te duc la restaurant unde e rezervare, profiți de ele maxim. Băi, omul ăla mergea cu viteză, tu n-ai nicio treabă, nu te ții de nimic, pe tine. Dar eu merg cu viteză, în general. Pe tine la... trebuie să te țină Dumnezeu pe scaun, sau cum? N-ai treabă, mă. În viața asta Dumnezeu m-a ținut așa. Lovită, nelovită, nu te înțelegi cu ea. Extraordinar. Bun. Merge mai departe. Bravo. Ia filma. Bun. E în regulă. Dați-mi pe aia cu notul. Ca aia, deci băiatul tău, doamnelor și domnilor, din seria Așchia nu sare de... Vă rog, priviți. Uitați-vă și dumneavoastră. La noi era așa, stăteam o oră pe plajă, o oră pe piscină, ne mutam iară pe o altă piscină. Deci noi mai mult mergeam decât să staționăm. Pentru că era și foarte cald. Și cum s-a aruncat el acolo și nota ca peștele pe uscat? Păi mai faci și de astea, că altfel nu te distrezi. Eu mă gândesc că de atâta vreme încă nu ați primit voi o propunere serioasă de reality show, că cum sunteți voi unul hăis altucea? Eu nu știu, bine, nu am primit încă o propunere pentru un reality show și pentru că eu nu am dezvăluit și eu nu am pus pe rețele de socializare ceea ce v-am dat vouă. Eu nu pun. Pentru că dacă aș pune, deci asta, eu am trimis producătoarei voastre, deci asta eu nu am pus-o pe nicio rețea. Înțelegi? Normal că da, ceilalți micu, nu știu cine ăsta suntem. Ăsta micu noată ca delfinul, trebuie să fie lângă David Popovici, la Olimpiada acolo, dă-i. El e învățat la apă mare, pentru că el a făcut și not, el a făcut și karate, e un bun sportiv. Aha. În ultima perioadă a luat-o cu mâncatul și... Aici e soțioara? E soțioara lui, este nora mea. Cu care te înțelegi bine, care cu unii, care cu alții. Da, ne înțelegem foarte bine. De altfel, am vrut să scap cumva în vara asta de ei, dar nu am putut. De altfel, și când voi pleca la mare, vin iară după mine. Dar vin ei? Adică tu nu poți să zici, băi, stai o secundă. Ia și spune-i fiului tău, nu veni cu mine. Bine, când va fi mare, că acum încă tu ești în exercițiul funcțiunii. Că rămâneți în casă, am făcut filmări la ei acasă, cu tot familionul, la masă, nebunie, chestii, socotel. Înțeleg că toată lumea se mută și rămâneți voi ca doi porumbei în castel acolo?
Și da. O să, o să știi ce bine e? O să faceți amor ca nebunii, o să fiți acolo peste tot. O să fie o nebunie. Ia uite-l, Forța Italia. Ha? Deci acum, dar nu o să fie casa prea mare pentru voi, pot să fac pariu. Nimic nu e prea mare sau prea mic în viața asta. E adevărat, depinde de ce îmi privești. Da. Aha. Eu zic că, pentru că Dumnezeu... Și porcul? Asta i-am spus soțului meu când am ajuns într-o zonă unde erau acei... nu pot să-i spun miei, oi, berbeci. Zic, uite bă ce porci au turcii ăștia, cu toate că ei nu mănâncă porci. Da. El s-a uitat așa mirat, zic, băi, chiar sunt niște oi foarte, foarte mari care seamănă cu porcii. Aveau un, o rotiserie, să zic, care asta se... Asta mă gândeam și eu, da. Da, a fost de mirat și de făcut poză la acei porci. Doamnelor, care behăiau. O, îți dai seama, pe vremea noastră... știai că oaia de obicei putea să latre, că dacă ți se vindea câine. Ulterior, oaia poate să și grohăie un pic. Doamnelor și domnilor, ne distrăm, ia uite, spartă la cap, dar în rest, o divă. După pauză mai avem niște chestii, niște socoteli de povestit. Să vedeți, dumneavoastră, ce menagerie la ei acasă. N-ai văzut. Hai că mai stăm puțin cu Anda Ghiță, doamnelor și domnilor, pentru că în jurul ei gravitează tot soiul de personaje cuvântătoare, necuvântătoare. De exemplu, această pisică din seria Ce bine e să fii pisică, știi? Ce n-aș da să fiu pisică? Care-i treaba cu pisica asta? Pisica asta locuiește în Istanbul, la un hotel. E turcoic. Așa. Ea era aici... La un hotel de 5 stele. Da. Deci e pisică de hotel de 5 stele. Nu e pisică de la Lili, unde se făcea comerțul cu punguța, unde venea cu blugi cu piramidele. Da, așa. Anul trecut când am fost cu toții, adică și cu fiica mea, cu ginerele și nepoțica, cei mici s-au jucat că erau, avea și niște frățiori, surioare, această pisicuță. Ceilalți au plecat, i-a rămas. Mi-a fost foarte drag de ea, pentru că s-a creat așa ceva între noi două. Cred că ea a știut bine. Și i-a am miros? Comandat... Și am comandat la restaurantul hotelului o bucată de pește. Deci, doamnelor și domnilor, ce înseamnă să fii pisică? Ți se comandă la restaurantul de 5 stele o porție de pește. Băi, înainte ia aici o bucățică. Cum se spune acum, pe barosăneală? Numai puțin, că managerul hotelului, nu hotelului, restaurantului, cu care mă cunosc de, cred că în fiecare an mă duc aici în acest hotel în Istanbul, chiar mi-a spus că pot să stau liniștită, că ea e mâncată și ei au grijă să le dea să mănânce, să-i dea să mănânce. Bineînțeles că i-am explicat, băi, aroganțe de astea, eu nu fac zi de zi cu toate animalele, acum da. S-a întâmplat pentru că pisicuța a venit și așa am avut eu un feeling, o chestie. Dar să nu credeți că eu mă duc și comand acum animalelor de la restaurant. Nu, da, nu se poate. Și animalul știe exact unde să apese pe accelerator. Știți cum sunt celebrii câini de la Dedulești? Știi? Acolo unde sunt mici și la un moment dat animalele, apare unul, animalele două, simt mai bine unul, decât oamenii. Și la un moment dat stă așa cu coada și așteaptă să-i dai și lui câte o bucățică de mic. Pentru că animalele simt mai bine decât oamenii. E adevărat. Oamenilor le trebuie multe altele ca să înțeleagă. Așa este. Și aici ce avem o rață aici mandarin. M-am dus în primăvară și am cumpărat un pui de struț și o rățușcă, un pui de cui? Rață mandarin. Cui? Pentru nepoței. Și nepoțica ta are struț? Nu are, pentru că a doua zi, după ce le-am ținut într-un loc și a făcut multă, multă murdărie, i-am spus soțului meu să le ia și să le dea, să le înapoieze, că nu mă interesează câți bani am deci dat pe ele. Deci pe românește struțul pierd. A fost cam căcăcios. Rău. Aha. Rău, deci rău, rău. Am înțeles. Rățușca mandarin era într-un fel, făcea niște flic-flacuri în aer, niște învârtiri, niște, era senzațională. Și? Numai că și aia a făcut foarte multă murdărie. Fiimea mea a zis, băi, mamă, mulțumim, ia-o. Ok, și eu îi dau. Mai multă curățenie aia după aia decât distracție. Bine, altfel, într-adevăr, figură așa, da. Am încercat cumva și am dorit să fac o terapie cu nepoții, mai ales cu nepoțelul. O chestie pe care mulți nu o știu, nepoțelul are niște elemente de autism. Și luptăm cu nepoțelul, băiatului meu. Băiatul, da. El merge la not, merge la terapii, merge... Ca să aveți intru grijă în detalii și să povestesc, ne trebuie o zi întreagă și o altă emisiune, în care să vă spun prin ce se înhamă și prin ce trec niște părinți, nu vorbim aici de chestie financiară, cu oameni, deci nu sunt specializați, nu sunt puse treburile la punct, ne speriem
că asta am învățat, să fim speriați și să ne fie frică, dar nu am învățat să luptăm. Ceea ce eu încerc să arăt tuturor, că trebuie să lupți. Dacă eu sunt diferită, da, m-a lovit trenul și încă trăiesc, mă lupt în continuare cu viața, cu oamenii, cu greutățile. El este? El este nepoțelul. El este cel care... Deci aici el tot ciupea și îl mușca pe soțul meu. Deci pe el dacă îl ții... El cât are copilul? El are 3 ani jumate. Mulțumesc. Bă, și de altfel nepoțica este mai mică cu 3 luni decât el. Deci ei sunt pe acolo. Da. Dragul de el. E foarte greu că nu găsim, nu găsim oamenii care într-adevăr să-ți spună exact ce trebuie, cum trebuie. Eu normal că îi spun ororii mele și mai vorbesc cu ea. Băi, alimentație, băi, că a fost vaccinul, eu știu ce a fost. Ferească, nu știm, Dumnezeu. Nu știm. Cert este că generația asta de copii este mult mai afectată din multe puncte de vedere. Am văzut copii rău și copii în multe feluri. Pe mine mă sperie aceste chestii, dar tot nu mi-e frică și știu că se pot rezolva, dar așa nu avem este. Încă, nu avem încă, poate părinții, mintea necesară sau citirea necesară și nici oamenii specializați de, pentru îndrumare. Deși se vorbește foarte mult despre această, despre această problemă și sunt convins că se pot face, se pot face multe lucruri. Poate e nevoie de mai multă... Sunt convins că o să căutați toți specialiștii. În afară că noi suntem datori să căutăm specialiști, în afară acestui fapt, unde te învârți și în cercurile astea, da? Eu, pe mine asta mă intrigă. Nu dau peste oameni cum trebuie, corecți și să te îndrume. Deci eu pot să-i spun pot să-i spun urorii mele orice, dar e altceva când vine un specialist și explică și spune, fato, tu trebuie să faci asta, asta și asta. Și atunci trebuie să lupt eu cumva ca să o conving și să facă niște pași și ceva pentru a-și ajuta copilul. Da, da. Să vă dea Dumnezeu putere și sunt convins că Dumnezeu va avea grijă să găsiți specialiștii cei mai buni. Și mai e un secret. Dacă nu-i găsești în România, dacă îți permiți, caută în străinătate. Vin și spun că și în străinătate oamenii au învățat că trebuie să jongleze și să păcălească. Te asigur. Pe cuvânt. Da. O Viena, este nu? Așa, la noi, neamțul zice, până aici fur. Da. La noi e până aici. Da. Dar să nu crezi că în lumea asta întreagă nu deschide banul ușile, oriunde m-am dus în lumea asta și bine, că n-am fost în peste tot. Cumperi cu bani ce vrei. Absolut. Dar măcar specialistul bun să-l găsești. Vă spun că și specialistul cu greu îl găsești și ăla nu știi că stai, nu costă atât, stai că costă nu știu cât. Te asigur. Te pare asigur. Multă bucurie și sănătate pentru voi și mulțumesc pentru cel mic. Mulțumesc foarte mult, de asemenea. Uite, n-am știut despre această chestiune, dar vă promitem că mai vorbim și poate data viitoare, poate intrăm în legătură și cu oameni care să pot să ofere mai multe amănunte legate de această problemă foarte des întâlnită în ultima vreme. Vacanță frumoasă! Mulțumesc! Noi mergem mai departe, doamnelor și domnilor, și vrem să...